Ce drăguț, Podi! Super! Ia uite! Și acum ne băgăm aici? Da, exact, acum. Și e caldă? Afrodita, trebuie să-mi pun costumul. Intrăm toți trei? A, doar ei doi, adio! Ce mă bucur! Am făcut baie cu sulf, cu podiții. Deci, disclaimer. Claude, pe numele lui Claudiu, la un moment dat i-am spus Claude. După ce 2-3 ani am zis Claude, am vrut să-l drăgălesc. I-am zis Clodi. După încă ceva timp, când am vrut să-l drăgălesc mai tare, Clodi s-a transformat în Clodi, Modi, Podi și după aia în Claude, Mod, Pod. Deci când vom folosi aceste apelative, toate se referă la Claudiu Ionuț Enescu. Și să revin după această introducere în limbajul morodănesc, cel mai mult mi-a plăcut baia cu sulf. Am stat ca sardelele împreună cu Claude, Clodi, Modi, Podi, Claude, Mod, Pod. Da? Deci am stat noi douți. Uite ce frumusețe aici. Deci dacă ei au vrut să fie doar ei, uite-te la asta până mă schimb eu. Ei au vrut să fie decât ei doi la baia cu sulf. Acum o să mă distrez eu singură aici la bule. Acum să nu mă filmez cât îmi pun costumul de baie. Și mai bine, că asta înseamnă că nu trebuie să mă duc, știi, să mă fac sudație, ci că după. Dar uite că mă simt bine. Deci eu vreau să înțeleg un singur lucru acum. Tu de ce ai păcăpuți lucrarea aia? Ca să nu pice părul pe aici până apă. Te-a spică? Mai pică, da. Dar când? Că tu ești tigre. Dar e lung. Lungi? Dar când e lung. Și ce faci acum cu păruțul lung? Îl lași pe aia când îl tai, donezi să facă peluci? Nu îl las așa de lung. Trebuie să-l donezi, că e lungus deja. Păi da, acum dacă îl tund, îl tund cam atâta. Ce peluci să facem din atâta? Adică nu-ți imagina că o să-l las ca doamna Dragomirului și o să-l scuturi din el la concerte. Dar te-ai mai tuns? Nu. Deloc? În... iulie, august, cred că. Și la cine te-ai dus? În frizerul meu. Păi da, tu duceai la frizerul tău că îți făcea freza perfectă când erai scurtă. Păi da, dar tot el mă tunde și acum. Mi-a vârfurile și spală pe cap și îmi face masaj și atât. Și acum mergi la grooming, la bărbiță? Nu, că bărbat poate. Între timp, ei doi, Claudiu cu Ana, s-au înhăitat, că nu s-au mai văzut de mult. Nu s-au mai văzut de mult și au trebuit să se înhăiteze, ca de obicei, pentru că ei au o relație mai specială. Eu de multe ori mă simt așa, în plus, când sunt ei doi împreună. Și având în vedere că nu ne-am mai văzut de foarte multă vreme, al nostru a fost plecat să se regăsească, încă nu e găsit, au creat din nou bondul ăsta și eu a trebuit să mă duc singură pe treaba mea. Sincer, să fiu, mă bucur că n-am făcut sulful, că nu știu cum mă acomodam cu mirosul și cu senzația. Iar eu m-am distrat singură cu acea baie cu dioxid de carbon, care a fost, nu, pielea, totul, nu. Trebuie făcut tot aici, eu zic. Nu contează, o lună trebuie stat. De ce ai mințit că sunt la Hercula Nevipere și Scorpion, că n-am văzut-o să înghețați în perioada asta, nu? Păi în perioada asta, cine a zis? Am zis eu ceva, eu am zis păi că sunt. Să plimbă cu noi pe acolo, pe unde e statuia lui Hercule? Da. Sunt pe munți, pe... în pădure. Și eu sunt mare montaniar, dar... Păi nu, dar vin și în oraș. Eu am avut în vilă. Am trecut pe lângă asta, când am mers la statuia lui Hercule. Și am avut pe perete, am avut un scorpion. Sunt scorpioni aici? Dă-i sărești pe Google, să vezi. Ai să le cucor. Asta e singura zonă, 11 km, în care există climă submediteraneană aici, din România, cred că din cauza asta. Da. Vipere cu oricum aici. Sunt micuțe și nenorocite. Și țestoase. Și țestoase. Acolo spre Dumnezeu ai zis, nu? Da, vipere cu corvai. Cu
Adică sunt micuță. E micuță vibera cu corp. Da. Eu îmi imaginez că e cam atâta. Păi e micuță. A, față de un șarpe boa, cred. Dar nu-mi spune că e micuță. Micuță e așa, să calci pe ea. Nu te dai. Păi eu confund cu piatra de obicei. Cu cine? Cu piatra. Cu o piatră. Da. Se camuflează. De ce o compus cu o piatră? Că pietrele nu... E colorată, are o coloristică la nume. Și zici că e bolovan. Și de fapt stai pe bolovan și calci pe ea și hap. Te-a mușcat? Păi, doamne, dacă mă mușca, nu mai stăm de vorbă. Da, mă, că nu există vaccin. Păi unde-ți vine ție pe munte? Am făcut traseu pe munte, pe Domogleț. Și până-ți vine ție, n-ajunge în 20 de minute la tine niciodată. Te duci cu aia după tine, da. Și cu nevasta ta. Tani, mort, mort, mort. Păi nu, că eu sunt haiduc, am cuțitul după mine. Ar fi trebuit în mod normal să merg în cameră și să stau sub plapumă în prosop ca să transpir datorită acestei băi cu sulf, numai că eu nu prea transpir și atunci am ales să sar direct la baia cu dioxid de carbon, care e foarte bună. Măi, eu am făcut o baie de plante superbă singură. Chiar ai făcut? Băi, ce vrei să fac? Am făcut într-o cădiță singură. Și cum a fost? Superb! Cu miros, cu lucrare? Da, da, afrodita. Da. Facem baie cu dioxid. Am făcut goală. Uite-mă, costumul tot în mână. Dar te-a scufundat cineva sau te-ai băgat singură? Nu, m-a adus frumos. Am primit flori pentru că eu îmi doresc să am tot timpul flori, dar pe drum ne-am grăbit ca să ajungem la timp și să ne sincronizăm cu voi, colegii noștri de la emisiune, și nu am mai oprit la florărie, am văzut vreo câteva în drum, să-mi cumpăr niște crizanteme imense. Motiv pentru care am crezut că voi găsi o florărie în Herculane. Și era drept să vă spun, dar din nou nu știam unde-i bancomatul să scoatem bani și mai mult ca sigur nu era POS. Și atunci colegul nostru Tani mi-a dăruit niște flori. Da, plastic, dar sunt bune și alea. Aici ce se întâmplă? Păi, dacă m-au făcut să mă simt separată, ci că sunt mereu separată. Hai să mai dea, stai puțin. Plante. Da. Și galvanice ce înseamnă? Se umple cădița cu apă. Așa. Se introduc picioarele acolo, mâinile aici, și se pornește un curent care e foarte bun pentru circulație. Ăsta e pentru articulație. Ăsta e pentru articulații. Pentru circulația... Sângelui, ziceți. Da, da. Nu. La CO2 ne trebuie nouă? Eu vreau să fac la asta, da. Și îmi trebuie costum, că n-am chiloțel. A, așa, dintr-o, da? Da. Perfect. Așa? A, perfect, asta-i treabă. Și cum stau? Nu mă curentez. Măi, dar nu mă curentez. Așa. Dar nu mă curentez de tot. Dar doare? Dar simt? Știa în ce știa de nu vroia să intre la asta. Foarte interesant a fost și senzația de la băile galvanice, unde practic am stat cu mâinile și cu brațele și cu picioarele într-o apă conectată la niște electrozi și prin corpul meu trecea un curent, sigur de o intensitate controlată, dar e o senzație foarte interesantă pentru că simți așa furnicături, pișcături, simți că corpul tău e viu și vibrează.